octombrie, iar ecourile vacanței de vară par să pălească. Sunt însă și elevi a căror pasiune îi călăuzește atât pe perioada studiilor, cât și în timpul liber, așa că vara le-a oferit răgazul necesar pentru a se perfecționa. Dragoș Andrei Marghescu, elev în clasa a 9-a la Colegiul Național Grigore Moisil din Capitală, se declară pasionat de fotografie, natură și un iubitor de patrie. Adolescentul de 15 ani și-a petrecut vacanța de vară la bunici, în comuna Valea Mare din județul Vâlcea, unde s-a îndrăgostit atât de mult de peisajele din zona, încât a realizat un film despre această localitate. Prin montajul său, tânărul îndeamnă la un naționalism moderat și susține că românii trebuie să-și iubească țara și să arate acest lucru prin actele lor. Pe care te-am podobit natura frumoasă și pentru fericire celor mulți și a celor mai puțini. Gândește-te. Mă faci frumos și încep să mă demolez. Vrei să fii fericit? Privește un orb și te vei duce liniștit acasă. Înapoi la dragul, mai plec, ești mort. Înapoi la dragul, uităm-o să aici. În primul rând, am vrut să redeschid această viziune a românilor, în viziunea a patriotismului. Am vrut ca toți românii să-și iubească țara și să mândrească cu ea. Pentru că, din punctul meu de vedere, un om care nu-și iubește țara este un om fără personalitate.